Am auzit. Pare rău, dar nu mi-aduc aminte. Doamna este profesor, inspector școlar. Da? N-am auzit numele. Doamna Ivănescu. Da. O cunoșteați? Da. Și cum o știați? Ce știați despre dumneavoastră? Un om integru, un om care nu poate să facă greșeli așa. Nu m-am așteptat la așa. Dar e pe fiul său? Îl știați? L-ați văzut? Pe băiatul nu știu. Doamna a fost găsită decedată și fiul la fel. Da, și băiatul spânzurat. Ce credeți că s-a întâmplat? O fi lovit-o din greșeală cu ceva. Și când a văzut-o și a luat zile altfel, eu nu cred. Nu au fost descoperite urme de violență, adică ar fi putut să-l găsească așa, nu știu. Eu fi dat ceva să bea. Sau poate l-a văzut pe fiul spânzurat și dumneavoastră s-a făcut rău și a murit? Nici asta nu e exclus. Dar n-avem de unde. Dumneavoastră cum o știați? Un om echilibrat? Cum era? Da. Cum? Posibil să fi fost rău. Și asta este, aveți o dreptate. Nu știu ce să zic. Mulțumesc, mulțumim frumos!